Bună seara, stimați telespectatori, din nou l-am invitat pe domnul Nicușor Halic, domnul deputat Nicușor Halic, vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule deputat, v-am văzut la televizor că ați pledat în favoarea doamnei Renate Weber, e subiect cald, vă rog să-l dezvoltăm un pic dacă sunteți amabil. Ieri a fost această situație. Spuneți-ne ce s-a întâmplat acolo și de ce atâta înverșunare, că totuși nu mai înțeleg înverșunarea. Da, inclusiv din partea mea la un moment dat. S-a transformat și în înverșunare în condițiile în care am văzut bătaia de joc și mai ales reaua credință pe care o au actuala majoritate, PNL și USR, pentru a distruge tot ce e românesc. Și o să vă spun la final. Nu i-am ținut ca să fac o completare la ce ați spus dumneavoastră partea lui Renate Weber, ci a unui principiu și partea legii. Ca să înțeleagă toți telespectatorii dumneavoastră cum s-au desfășurat lucrurile, Parlamentul dezbate în plen o inițiativă în condițiile în care sunt rapoarte de specialitate ale comisiilor de specialitate. Când convoși comisiile de specialitate comune, cum au fost ieri, această convocare trebuie să fie făcută cu cel puțin 48 de ore înainte și convocarea și materialele aferente ședinței. Când au convocat-o? Au convocat-o ieri, la ora 10 și 4 minute, pentru ora 11, și fără să ne pună la dispoziție nici materialele ordinii de zi. De fapt, era cererea liderilor politici din PNL, USR și UDMR pentru revocarea avocatului poporului. Să-mi spună mie cineva că, până la urmă, dacă ne aducem aminte, facem o scurtă paranteză, 2016-2020, românii n-au uitat cum urlau pe toate căile, pe toate notele și așa mai departe, peneliștii și useriștii mai ales, cu respectarea legii, cu încadrare, cu respectarea regulilor și a tuturor procedurilor. Astăzi fac exact așa cum țipau că nu trebuie făcut. Exact sunt ceea ce au criticat în 2016-2020. Închizând paranteza, când s-a deschis ședința și le-am cerut să facă un vot de amânare, au refuzat și au spus că nu, ei trebuie să îndeplinească o cerință și atunci... Cerința trebuie... cui? Cerința liderilor politici. Așa? Asta e, n-au mai spus-o și pe asta, dar foarte clar au spus că trebuie să dea un raport și au refuzat orice amânare. În condițiile în care noi n-am avut acces la această solicitare de revocare decât, repet, la începutul ședinței, după ce am criticat modalitatea și de timp și de punere la dispoziție a documentelor, de fapt de nepunere la dispoziție a documentelor. Am solicitat atunci o pauză de 30 de minute de a analiza solicitarea și aceea ne-a fost refuzată, ne-au dat 10 minute, adică două pagini și jumătate. Nu e problema să le citești, problema e de analiză, de a pune într-un context ceea ce spun unii, ceea ce trebuia să spună avocatul poporului, cel incriminat, și trebuia să vedem și să facem și verificări, care nu se puteau întâmpla oricum în 30 de minute, dar ne-a fost respinsă solicitarea inițială de amânare cu o zi sau două. La momentul în care și această cerere a fost respinsă, am analizat în cele 10 minute, deja am văzut primele inadvertențe, am văzut și, dincolo de greșeli gramaticale, orto... Stai, că aici mă interesează, cum adică greșeli gramaticale? N-am documentul la mine, da, exact. Ar fi plăcut să-l arăți telespectatorilor. Problemă, vi-l trimit după emisiune, vi-l pun la dispoziție. Dar cine face documentul ăsta? Cine îl lucrează? Cine îl scrie? Cine îl editează? Probabil anumiți funcționari care după aceea l-au semnat. Un subaltern. Da. Că mi-am adus aminte, dacă să dau o notă amuzantă, în perioada comunistă am vrut să... Am participat la un concurs pentru Italia, mă rog, și m-am dus la Suzana Gâdea în audiență să... Și bineînțeles, săraca era așa, că am văzut histă. Și m-am dus la Păunescu după aia și spun, maestre, cine a pus opa asta, șefă la cultură? Cine, dragă? Un subaltern. Așa și eu, un subaltern. Da, da, un subaltern a greșit, s-a grăbit, cine știe. Probabil, da. Alți opt au semnat fără să citească. Fără să citească. Dar au acuzat și au pus semnăturile și sunt la cel mai înalt nivel. Dincolo de aspectul acesta, până la urmă,
și cu o zonă de ilaritate, dar mai ales cu a vedea și mai mult competența, așa zisa competența lor, că eu tot le spun că sunt incompetenți și se dovedește aproape zilnic. Ei, nu mai spuneți așa. Ba da, o spun și o spun ori de câte ori am ocazia. Ei, și pe dovedite. Voi la fel, așa că asta e o... Da, noi am fost atât de incompetenți cât am dublat alocații, am mărit pensii, ei, salarii de 5 ori. Da, văzut. Da, da, ordonanță de urgență. Că de fapt asta e chintesența avocatului poporului. Aici nu ține de Renate Weber, de Hali și așa mai departe. E vorba da, de niște principii. Da, se discută serios despre mărirea alocațiilor, domnule deputat. Da, o să discute așa de serios că o să dea o ordonanță de urgență. Ca să ce? Ca să amâne majorarea alocațiilor. Știi exact. Dumneavoastră treaba? Ați aflat dumneavoastră? Bineînțeles, și o să-l și vedeți. Ăsta era unul din punctele... să-i spunem, de scurtă durată necesare revocării avocatului poporului. Pentru că avocatul poporului, nu vreau să dau concluzia acum, o să vă spun eu la sfârșitul expozeului, pentru că a înțelege exact cum fac actuala majoritate. De fapt, asta vor, să nu mai fie atacate ordonanțele de urgență ale guvernului. Eu nu înțeleg de ce se dorește, din ce în ce aud mai mult austeritate, austeritate. Dar chiar noi suntem condamnați, pentru că am mai fost și în perioada lui Băsescu, austeritate, tăiat lefuri, tăiat pensii. De ce poporul trebuie să o ducă greu, ca ăia de sus să o ducă bine? Nu este firesc așa ceva. Nici aia de sus nu o duc bine. Dau bani, unii dintre ei. Dau la bani, au de bani, cum da, să spune. Unii dintre ei. Unii dintre ei. Și da? Amărâții să stea cu 8 milioane. Știți pensie. Cum e poporul și o face și cu mâna lui. Cu toate că o să-mi atragă probabil foarte multe critici dintr-o astfel de afirmație, dar în momentul în care nu ieșiți la vot, în momentul în care nu analizați nu ceea ce spune Halici X, Y, Z, ci să luați din ceea ce spune Halici X, Y, Z și să puneți într-un context și într-o analiză. Ia să vedem, e cum a zis Halici, a fost cum a zis Halici de-a lungul timpului sau X, Y, Z și în funcție de analiza proprie a fiecăruia dintre noi, că așa am cerut de fiecare dată și când am cerut votul vrâncenilor, să fac o analiză și să pună ștampila pe cei care au demonstrat. Vreau să vă spun ceva, domnule deputat. Vorbeam cu o doamnă politiciană aseară, care s-a retras din politiciană cunoscută, s-a retras de tot din politică, a spus, dragă, este o varză în toate partidele, nu mă mai interesează politica deloc. Vedeți, o doamnă care a fost acolo unde se fierbea supa. Totuși, lumea gândește și așa. Dumneavoastră îi acuzați pe cei de acum că nu plătesc, nu măresc, dar gândiți-vă că este pandemie totuși, nu mai sunt bani. Păi nu sunt bani tot din cauza lor, pentru că... De ce din cauza lor? Pentru că au blocat complet economia. Asta le-am spus. Și poate n-aveau poate n-aveau alternativă. Păi cum să nu aibă alternativă? Dar celelalte țări cum au avut alternativă? Aveau mai mulți bani. Dincolo de prostia monumentală și iar din punctul acesta de vedere, nu l-am înțeles pe poporul român de ce nu a reacționat mult mai vehement, că noi, ca politicieni și mai ales PSD-ul, a tras semnale de alarmă și a solicitat și parlamentar și public pe toate căile democratice să redeschidă școlile, să nu țină școlile închise. Am fost singurul stat din Uniunea Europeană cu școlile închise un an de zile. Din păcate, da. Din păcate, da. Au închis biserici, nu s-au limitat doar la acest lucru, au blocat și toată economia, au închis. E adevărat, în primele două luni cam toate statele au avut acel lockdown, lockdown total, dar după aceea au început să deschidă etapizat, sub control, pentru că dacă vă aduceți aminte, noi ceream și aveam ca strategie de combaterea pandemiei nu doar concertată pe domenii esențiale, pe categorii de persoane. Aveam în vedere o analiză și mai ales o testare masivă. O testare masivă a populației. Testare masivă care trebuia să înceapă cu sectoarele esențiale, vitale, gen spitale, cum au făcut-o ei, și centre de bătrâni, centre cu copii pentru cu dizabilități, dar s-au oprit acolo. N-au mai dat drumul și la economie.
Da, orice firmă care asigura testarea și putea să, să se înregistreze la DSP și să asigure acele tabele de testare și să le facă săptămânal sau la două săptămâni să-și desfășoare activitatea și atunci aveau bani. Nu, lor le-a fost comod să închidă tot, să nu se vadă dezastru în care am fost. Cred că unul din lucrurile care ne-au ajutat pe noi ca popor, pentru că din păcate am avut atâtea decese și multe dintre ele puteau evitate, am fi avut și mai multe, dar cred că un sistem destul de puternic imunitar ne-a ținut și de o zonă mai mare de decese. Problema e că au blocat inclusiv sistemul de sănătate și au condamnat pe foarte mulți bolnavi cronici practic la moarte, că le-au întrerupt tratamente, proceduri, intervenții și așa mai departe. Deci cine n-a murit de COVID, în următoarea perioadă vor muri că li s-au accentuat afecțiunile de care sufereau datorită opririi tratamentelor. E, pentru asta vor trebui să răspundă. Iar de bani, da, puteau să aibă mult mai mulți bani. Și PSD-ul a demonstrat când a fost la guvernare și putea chiar și pe timpul pandemiei să avem chiar o creștere economică. Mult mai mică, e adevărat. Să știți că se vehiculează ideea că, de fapt, în campanie PSD-ul a vorbit despre creșteri, despre nu știu ce, tocmai ca să blocheze, pentru că bani nu erau. Toată lumea asta spune că nu erau bani, dar a fost o chestie de campanie. Deși, și mie îmi place să spun adevărul, lefurile s-au mărit substanțial în ultimii ani, pensiile s-au mărit substanțial, dar acea mărire cu 40% nu putea fi făcută. Ba putea, v-am spus și data trecută, dacă am putut mări la medici de 5 ori salariile, să le dublăm la profesori și alocații la fel dublate și pensiile, practic am dublat punctele de pensii și după aceea am început să le creștem etapizat pentru că am plecat de la 602 în 2016 punctul de pensie și l-am adus la 1324 în 2019 când am plecat de la guvernare. Puteam să-l ducem încă cu 40% pentru că noi n-am spus doar că mărim. Noi am venit și cu soluții de a colecta un buget cât mai mare la secțiunea de venituri. Și mă gândeam acum de asta, vorbeam mai sacadat, că mi-aduceam aminte, tot cred că în 2016 am plecat de la un buget național de vreo 700 de miliarde pe acolo, de roni venituri și l-am adus la 1022 de miliarde în 2019, era prognoza pentru 2020 era undeva la 1050 de miliarde. Deci am dublat și bugetul de venituri. Și nu doar că am mărit veniturile românilor, am început și foarte multe șantiere. Datorită unor mesaje... Așa, lapte și miere. N-aș spune că a fost lapte și miere, dar oricum nu se compară cu ceea ce a făcut PDL-ul sau fac actualei peneliști, care sunt vechi pedeliști, de fapt, într-o altă haină și cu incompetenți și lipsă de expertiză completă cei de la USR. Pentru că ei n-au nu-i avut... mai jigniți, vă rog frumos. Cum îi jignesc? Îi faceți incompetenți? Păi dacă îi vedem în fiecare zi. Dar ce v-au făcut oamenii? Dar nu mi-au făcut nimic mie, în mod personal. Îmi fac ca și cetățean al țării. Când ești un ministru și tu spui că te întreabă un jurnalist așa pe scările ministerului. Ce ați mai făcut astăzi? Astăzi am învățat foarte multe lucruri la minister. Păi tu te duci la minister să înveți? Du-te la școală, că acolo e locul tău dacă n-ai învățat până să ajungi în minister. În minister trebuie să ai strategii, să ai proiecte și să le implementezi. Nu să stai să înveți de la funcționari cum practic funcționează un sistem public de administrație și un minister. Asta spun. Nu spun că au blocat tot, au blocat și subvențiile pe IMM-uri, au blocat subvențiile pentru exportatori de a-și putea... Era o subvenție, de exemplu, în domeniul confecțiilor, industriei ușoare, de a-și promova produsele. Și venea și statul, cum vin toate statele puternice, cu democrații consolidate, să-și ajute investitorii. Că nu poți doar să ceri, trebuie să și dai ceva înapoi. E, ăștia ce au făcut? I-au blocat și pe ei. De ce? Pentru că asta este agenda lor. Agenda lor este una transmisă de interese străine și atunci noi nu trebuie să avem agricultură puternică. Au blocat tot ce înseamnă în agricultură și programe, tomate, știți că aveam programul cu sere, cu tomate, subvenții la bovine,
pe terenuri. La terenuri nu s-au putut atinge că sunt fondurile europene. În rest, au blocat totul complet. Dar... Deci nu trebuie să avem nimic românește produs în țara asta aproape. Asta e condica lor și foaia lor de parcurs. Și dumneavoastră credeți, domnule deputat, că cei de la conducere chiar vor să accepte așa ceva, ca să nu mai avem nimic românește, să nu ne menținem tradițiile, să nu ne menținem ca neam? Păi da, au acceptat. În condițiile în care... Poate le-a fost greu să zică nu în anumite situații. Eu știu că nu știu ce se întâmplă pe sus, pe acolo, pe la... Păi vă spun eu, în condițiile în care nu crește alocațiile și nu e nimeni în piața Victoriei și în condițiile în care ai o ordonanță 13 care nu avea niciun impact asupra românilor, eventual scăpau câțiva, dar nu din ăștia mari care s-au vehiculat, poate scăpau câțiva din pușcărie, poate, repet, pentru că instanțele decid în fond și la urma urme cine poate fi eliberat condiționat, am văzut că s-a inflamat întreaga Românie. Dacă atunci când îți ia din buzunar nu te interesează, dar te interesează de X, Y, Z și e mai important, spune ceva despre popor în ansamblu. Dar eu... Nu dați vina pe popor. Nu. Săracul a fost destul de chinuit în toate timpurile. Nu. Spune ceva despre popor că a fost manipulat. A fost manipulat pentru că știm, și aici revin la întrebarea dumneavoastră inițială, da, nu au acceptat, au fost de acord. Atunci când au fost scoși românii în stradă, unii dintre ei au fost obligați de către multinaționale, le-a spus multinaționalele, auzi Iohannis Orban, noi ți-am scos ăștia, îți dăm PSD-ul jos și te punem pe tine, dar tu asta trebuie să faci după aceea. Și interesele noastre... Ei, dar știți, aveți dovezi când faceți afirmația asta? Cum să nu? Dar ce? Sunt inclusiv în spațiu online dovezi cum și-au dat check-in în Piața Victoriei. Trebuiau să dea check-in-ul acela, adică confirmarea de intrare în Piața Victoriei la 8 dimineața, când pleacă, veneau pe schimburi din multinaționale și mai departe. Credeți nu că pot să cred așa ceva, să știți. Păi, sunt dovezi. Și mai au și instituțiile și ar trebui să-și facă treaba și din punctul acesta de vedere anumite instituții ale statului, să vadă cum Dumnezeu au putut primi unii concedii medicale în condițiile în care erau în Piața Victoriei. Ar fi interesant, nu? Să vedem, pentru că aceste concedii medicale sunt plătite din buzunarul nostru a tuturor. Să nu vă închipuiți că le-au plătit multinaționali din pușculița lor, nu. Când a venit PNL-ul, le-a plătit multinaționalilor 250 de milioane de euro pe aceste concedii medicale. Despre asta vorbim. Este foarte grav dacă se întâmplă așa, este îngrozitor, nu e grav. Asta a și fost. Nu știu, dar văd că se așteaptă niște bani mulți de la Uniunea Europeană pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru... Și se pare că acești bani vor veni și că până în 2021, nu știu, peste 3 ani de zile o să circulăm pe autostrăzi și cel puțin în Moldova și așa mai departe. Deci oamenii vor să facă lucruri Sunt bune. Sunt două lucruri diferite. Ne aducem aminte de președintele Iohannis când a venit așa cu mare emfază și o superioritate arhicunoscută a domniei sale și spunea: România va beneficia de 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Ei, din 80 de miliarde, practic am ajuns la mult mai puțin, în jur de 50 de miliarde, pe programul ăsta de care spune și dumneavoastră, în care s-ar putea finanța o parte din autostrăzi, s-a alocat 29,8 miliarde, ceva de genul acesta. Din aceste 30 de miliarde, să le spunem, 14 sunt nerambursabile, adică nu se dă nimic înapoi, 16 sunt împrumuturi. Cum adică? Îi dăm înapoi. Puțin, da, exact așa. Exact așa. Bun. Nu sunt banii noștri? Cum nu, adică? Nu sunt banii noștri. Nu, sunt împrumuturi. Încurcate căile domnului. Asta e realitatea și o puteți analiza. Aveți cum să o demonstrați? Da, uitați-vă pe orice pe site al Ministerului Fondurilor și Investițiilor Publice. Domnule deputat, au trecut 31 de ani de la revoluția. Iar cu autostrăzile, imediat vă spun și da. Cu asta că rămăsese o paranteză de la convorbirea dumneavoastră de aseară, iar cu autostrăzile nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă în 3 ani să circulăm pe autostrăzi. Din păcate, pe unele locuri o să mai circulăm pe anumite secțiuni de autostradă. Da, Ploiești-Focșani o să fie sigur. Ploiești-Focșani este început, v-am mai spus, de guvernul Tudose.
e pe studii de analiză, de impact, după aceea studii geo, studii tehnice, după aceea studii de fezabilitate și acum practic s-a ajuns la faza de a licita. Dar s-a licitat tronsonul Ploiești-Buzău deocamdată de Se lucrează? Nu, de proiectare și execuție. Cred că peste vreo 2 ani dacă se va începe să lucreze. Deci autostrăzile nu se fac peste noapte. Eu v-am mai spus cu alte ocazii, și Germania și Italia au început construcția autostrăzilor dinainte de al doilea război mondial și construiesc și acum. După atâția ani. Noi nu putem. Îmi spunea și de cei 30 de ani, ca să nu rămână acea paranteză agățată, un politician foarte experimentat, care nu-i mai trebuie politica. Îmi pare rău că nu-i mai trebuie politica, dar dacă nu-i mai trebuie politica, e și vina domniei sale. Neștiind despre cine e vorba, dar eu vreau să vă spun ce îmi spun românii de astăzi și ce critici primim. Că 30 de ani n-au făcut nimic politicienii. A nu, fost poți acolo. Nu poți să spui lucrul ăsta, că ne bate Dumnezeu. Nu poți să spui, adevărul, că România nu mai arată ca înainte de 89. Fără doar și poate, dar acum dacă am ajuns totuși și să decontăm și o politică dusă în ultimii 30 de ani, se datorează și acelui politician care, cum se va datora și mie. Domnule deputat, în ciuda toate care se vorbesc, în ciuda toate a tuturor necazurilor cu care ne confruntăm cu toții, pentru nimic în lume nu n-aș vrea să mă mai întorc înainte de 89. Nici eu, fără doar ce poate, nu se discută. Adică, dar nu e exclus să ne întoarcem, pentru că revenind la... La un comunist cu față umană, da, a zis nu, Iliescu. Din păcate la un neomarxism mai degrabă. Ferească Dumnezeu, eu sper să nu fie nu așa suntem ceva. Departe, pentru că de aceea insist să revenim la subiectul principal al emisiunii, cel care am început, cu avocatul poporului. Atitudinea, faptul că după aceea în timpul ședinței au limitat intervenția avocatului poporului să se apere. N-au lăsat-o să vorbească. Nu i-au permis un alt termen. Practic s-au transformat într-o instanță de inchiziție, deși le-am atras atenția. Parlamentul nu este o instanță care să decidă. În legea de funcționare a avocatului poporului se spune foarte clar. Mandatul avocatului poporului nu poate fi imperativ și avocatul poporului nu este subordonat nici unei instituții, nici măcar Parlamentului, cel care are dreptul de numire și revocare. Iar revocarea se poate face doar în condițiile în care încalcă Constituția și legile țării. Constituția să fie încălcată trebuie o decizie a Curții Constituționale, e singura entitate în statul român care spune sau poate să spună că s-a încălcat Constituția, iar legile țării, doar instanțele de judecată pot spune că au fost încălcate. Dacă nu ai o astfel de decizie de la o parte sau la alta, practic, ei au creat un precedent foarte grav ieri și în comisie și în plenul Parlamentului, au substituit Parlamentul într-o instanță de inchiziție. Și dincolo de faptul că au încălcat o lege în vigoare de funcționare a avocatului poporului, care e din 97 din CDR, că tot de dreapta erau și ei, și vor să transforme avocatul poporului într-un subaltern, este o greșeală enormă pentru democrație. Nu vă spun că aici vine completată și cu atitudinea din timpul ședinței, pentru că inclusiv la plen dezbaterile au fost limitate la 20 de minute, nu s-a dorit o dezbatere publică largă ca românii să afle exact adevărul. Adevărul este unul simplu. Nu, adevărul e unul simplu. Singurul care poate ataca în statul român ordonanțele de urgență este avocatul poporului. În momentul în care avocatul poporului a atacat de atâtea ori ordonanțele de urgență și a avut și dreptate la Curtea Constituțională, este un impediment pentru a-și rezolva ei interesele și angajamentele. Prima ordonanță de urgență care nu se vrea a fi atacată și ar fi fost atacată fără doar și poate era ordonanța de urgență privind amânarea măririi alocațiilor. Și multe alte ordonanțe de urgență, și aici o să rămână pe bandă să mă și verificați, care o să vină în perioada următoare și o să vedeți în ce zone se duc. Nu vreau eu să vă dau mai multe amănunte acum, dar o să le vedeți și o să le semnalizăm atunci când au intrat în parcurs, pentru că nu vreau să vulnerabilizez anumite persoane care, în mod normal, sunt de bună credință, dar după aceea pot plăti și nu e normal. Dar românii vor vedea atunci când vor apărea în spațiu public ca și consultare la ce mă refer și o să vedeți care sunt interesele lor și de ce eu l-au vrut îndepărtat pe avocatul poporului pentru a nu-i mai putea bloca.
O să-mi spuneți, da, dar pot veni și în Parlament. Păi oricum, da. Ordonanțele de urgență, păi da, vin în Parlament. Dar până vin în Parlament și trec de Parlament, ele nici nu mai au obiect, pentru că foarte multe dintre ele li se termină și termenul de aplicare. Ei, vin în Parlament, puteau veni și cu lege, dar cu legea îi vede românii mult mai ușor. Că nu mai avem, iar asta, că tot continuăm cu tipul ăla de, am spus eu, o sintagmă mai puternică de nou marxist, da, asta au și făcut. În prima lună de guvernare, să nu uităm că au dat 25 de ordonanțe de urgență și într-o noapte și fără avizele obligatorii ale Consiliului Legislativ, foarte multe dintre ele. Și mai știți că apăreau a doua zi. Au fost 21, ei nu știau, nici premierul nu știau câte ordonanțe de urgență au aprobat în ședința de guvern, pentru că nu le-au aprobat. Ei au discutat așa, da, asta va fi, asta nu va fi. Am impresia că toate situațiile se discută așa, dar oamenii suferă și este clar. Ce ziceți de scandalul de la Focșani? Haideți să venim și sunteți președinte de partid, acum interimar, dar sunteți președintele PSD-ului. Da. Dumneavoastră, ca președinte al partidului, al PSD-ului, partid de stânga, care ține cu poporul, ce părere aveți că sunt oameni care mor de foame de o lună de zile? Eu am mai avut câteva discuții. Am avut câteva discuții și în partid, dar și cu celelalte partide care sunt în Consiliul Local sau sunt reprezentate în Consiliul Local, iar având în vedere exacerbarea situației și mai ales că am ajuns să nu putem să plătim salarii oamenilor și au nevoie să-și plătească rate, facturi, să-și cumpere pâine, să-și trimită copiii la școală și așa mai departe. E vorba de supraviețuire în fond și la urmă urmei. Am solicitat o discuție, un dialog și astăzi l-am avut și cred că lucrurile se rezolvă. Asta e promisiunea și angajamentul că lucrurile se vor rezolva și vom intra în acea normalitate în care trebuia să rămânem. Știți ce se întâmplă, domnule deputat? Oamenii nu îi mai interesează că ăla-i de dreapta, că ăla-i de stânga. Domnule, ieși la conducerea unui oraș, fă în așa fel încât oamenii, de aia te-au ales oamenii, să fie bine, să poată să-și ducă viața în condiții bune, ca să lași niște oameni. Eu acum nu mă leg de, adică nu spun de ăla sau de ăla. Toți sunt vinovați, să știți, pentru situația la care s-a ajuns. Și stânga, și dreapta. Trebuia găsită, și o spun cu tot sufletul și îmi pare rău că trebuie să fac afirmația asta, dar trebuia găsită o formulă în care oamenii să nu aibă de suferit. Primarul municipiului Focșani a avut formule, dar au fost refuzate de către majoritatea din Consiliu PNL-USR. Deci formulele au existat. Și n-au venit doar de la primar, au venit și de la aparatul de specialitate și chiar de la lege plecând. Asta e punctul dumneavoastră de vedere. Nu, asta de vedere nu e același cu al dumneavoastră, cei de dreapta. Doamna profesor, legea spune așa. În termen de 45 de zile în care ți-au fost alocate sumele pentru buget, trebuie să adopți un buget. Am trecut cu mult acele 45 de zile. Când faci un buget, aceeași lege spune și te obligă, pentru că e abuz în serviciu altfel, și mai aduc românii și vrând ce ne aminte de abuz în serviciu, la care toți țipau peneliștii și useriștii, e abuz în serviciu dacă nu asiguri prima dată cheltuielile de funcționare ale instituțiilor, adică salarii, utilități și așa mai departe, și după aceea investiții. N-au aprobat nimic. Ați văzut ce scandal a fost la ședință? N-am văzut. Circ. Eram în alt scandal cu Renate. Jandarmerie, poliție. Am văzut foarte puțin aseară. Pe o drum. Instituția care ne asigură nouă condiții de viață civilizate cu acum să răspundă cine i-a chemat, pentru că totuși lucrurile nu erau atât de exacerbate grave. Și grave ca să ajungă la intervenția instituțiilor de forță. Opinii putem avea și trebuie să avem fiecare. Tonurile, e adevărat, ar trebui să fie într-o zonă de echilibru și de bună cuvință. Cuvință. Eleganță, dar cu asta clar că nu sunt de acord cu intervenția sau cu supervizarea unor instituții de forță a autorităților locale să-și îndeplinească atributele. Da, din păcate de aceea și eu mi-am revocat toată agenda de astăzi de la București și am venit la Focșani special pentru asta, să avem o discuție politică și să cădem la o anumită zonă de înțelegere, pentru că lucrurile nu pot continua așa, nu pot suferi oamenii. Sunt de acord cu principiile politice, cu doctrină și așa mai departe, cu alegerea fiecăruia unde se regăsește.
dar totul până la a suferi oamenii. Și mai este ceva, domnule deputat, un om de bună cuviință poate să discute absolut orice subiect, chiar dacă este neplăcut, pe un anumit ton și pe, ca să începi să te încaieri acolo, să te jignezi, să te... Asta este... În sfârșit, nu mai vreau să mai lungesc. Sper eu știu că aveți și o specialitate în zona asta. Tonul face muzica. Tonul face muzica, bineînțeles, și orice situație poate fi adusă pe o linie de plutire, dacă știi cum să o tratezi. Eu l-am cerut oricum să intrăm în această zonă de normalitate, de dialog, Doamne ajută, de a înțelege că totuși nu există o majoritate atât de clară încât să avem și primar și Consiliul Local de aceeași culoare politică. Nimic. Trebuie, numai asta trebuie să arăți că ești... Trebuie să existe o negociere și discuții întotdeauna pentru a putea găsi cele mai bune soluții pentru Focșeni, că în fond și la urma urmei despre asta vorbim. Noi astăzi, în loc să vorbim despre ce proiecte mai implementăm sau ce facem ca Focșani să se dezvolte mai mult, am ajuns să discutăm, din despre păcate, regretabil nu, și de faptul că plătim sau nu plătim salarii unor oameni care vin la muncă și care au dreptul acesta. Plângea o doamnă, domnul deputat, la telefon, a rămas sunat. Doamnă, nu știu ce fac, nu mai am de unde să mă împrumut. Deci... Soțul meu e șomer. Nu am de unde să mă împrumut, am doi copii, ce mă fac? Am spus, doamnă, aveți răbdare, vă sunt sigură că o să și, uite, și dumneavoastră a dat această garanție că lucrurile în câteva zile o să se rezolve. Așa am primit-o de la majoritatea actuală din Consiliul Local. Și vă mai spun ceva, dacă cred că își fac rău unul altuia, nu își fac rău ei înșiși, își fac rău. Toată lumea bârfește și pe ăla și pe ăla. Eu sunt în dezacord total de a face rău cuiva în primul rând, dar mai ales în astfel de situații, noi trebuie să nu ne gândim de a ne face rău politic unul altuia, ci de a construi politic. Categoric, fiecare să-și pună cărămida la zidul pe care consideră că trebuie să-l construiască. Dar a face rău unul altuia, de fapt, înseamnă a face rău funcționarilor. Categoric. Eu nu doresc lucrul ăsta și nici nu achesez. S-a terminat emisiunea, vă mai aștept, vă mulțumesc frumos, la revedere, stimați telespectatori, a zis foarte bine. M-a plagiat domnul deputat, că tot nu face muzică, a spus că m-a plagiat pentru că am mai spus într-o emisiune. A, nu, n-am știut. Dar știu așa că e din... Da, este o vorbă din popor. În zona muzicii este dumneavoastră. Este o vorbă din popor, da. Știu, mi-am adus aminte de sigtagma asta și... Da, să știți că eu sunt mai conciliant, așa, eu repet, orice situație discutată pe un anumit ton se poate rezolva și de ce să nu ne facem bine unul altuia, că timpul trece așa de repede. Mulțumesc mult, seara bună. Și eu vă mulțumesc, la revedere. Seara bună.